Bună seara, dragii mei, la Lumea în Obiectiv. Cum v-am promis, surpriza serii, să vorbim despre Congresul Internațional al Persoanelor cu Dizabilități, în premieră în România, organizat de Asociația Ridică-te și Umblă și ANPD și CNDR. Cred că știți toți despre ce este vorba. Ați citit deja câteva informații pe Facebook. Alături de mine, președintele Asociației Ridică-te și Umblă, Lucian Aldea. Bună seara, bine ai venit din nou în cadrul emisiunii Lumea în Obiectiv. Salutare, prieteni! Ne bucurăm să vorbim despre un subiect care va fi evenimentul lunii octombrie pentru persoane cu dizabilități și de ce nu poate fi evenimentul anului, pentru că e primul eveniment de asemenea învergură. Cum s-a născut ideea de congres, Lucian? A venit un prieten de-al nostru și a zis, uite, eu organizez întâlniri între persoanele surdomute și noi am zis de ce să nu face pentru toate dizabilitățile, fără discriminare. Să fie toți acolo, și nevăzători, și dizabilitățile locomotorii, și celelalte, dar în special acestea care nu necesită o abordare specializată în sensul celor psihice. Și atunci ideea a surâs. Am făcut consilii, comitete, am făcut calcule, ne-am gândit și am ajuns deja departe. Suntem sigur că acest congres se va face și acum lucrăm la detalii. Am înțeles. Bun, hai să vedem apoi cum a făcut să se nască, că ideea a apărut din partea sa a prietenului. Acum trebuie să vedem cum te-ai gândit că anul ăsta trebuie să fie existe. De când este ideea asta în mintea conducerii asociației? De la începutul anului acesta, tot lucrăm la ea, de prin ianuarie a venit ideea, poate și mai dinainte, dar din ianuarie am avut primul comitet, consiliu al echipei de organizare și am început să ne gândim, să calculăm și mulțumim lui Dumnezeu că am luat cele mai bune decizii până la ora actuală. Și cam așa se nasc evenimentele mari. Necesită timp, necesită lucru și ca să faci ceva de nivel internațional sunt multe detalii de pus la punct. Am ajuns într-o fază în care toți cei care sunt angrenați în Asociația Ridică-te și Umblă se vor implica și vor avea ceva de făcut în pregătirea acestui congres. Practic, până pe 19 octombrie, tot timpul nostru va fi dedicat acestei organizări. Bineînțeles, vor rămâne și alte evenimente obișnuite pe care le organizăm în mod obișnuit, vor rămâne în picioare, dar în fiecare zi noi rezolvăm câte o problemă, câte un detaliu pentru acest eveniment măreț, un eveniment foarte mare care va fi pentru persoana cu dizabilități. Ăsta este scopul. Poate vă întrebați ce fel de congres este. Da, ideea e că vreau să le deschid, Lucian, vreau să le deschid linia oamenilor să-ți pună întrebări dacă doresc despre congres sau orice alt lucru. Chiar mă întreba cineva la cine, dacă pot să particip și eu și la cine trebuie să apelez. Dar toate detaliile aș vrea să le dăm către final, acea persoană să mai aștepte pentru că de fapt cam la final se dau. Ce aș vrea să știu acum, dacă eu îmi doresc și prietenii mei își doresc să vină la congres, ce vor găsi acolo? De ce să vină? Cu ce îi atragi? Pentru că vreau să vin acolo, dar ce voi găsi acolo? Da, ce așteptări să aibă de la un asemenea congres? Scopul congresului este să fie motivațional. Vor fi activități cu impact, seminarii, majoritatea susținute de specialiști și de persoane cu dizabilități. E unul inspirațional, o inspirație pentru viață, pentru barierele, problemele care ne stau în cale și pentru cei cu dizabilități și pentru voluntarii care au și ei nevoie de putere să continue munca deosebită pe care o fac. De asemenea,
este și un aspect spiritual, pentru că în domeniul persoanei cu dizabilități, subiectul Dumnezeu este la ordinea zilei, este pe buzile fiecăruia, indiferent de religie, și acolo noi promovăm manifestările religioase individuale, după cum fiecare persoană cu dizabilități crede și poate să afirme credința în Dumnezeu după felul special al fiecărei persoane de a se manifesta, și va fi prezent și Dumnezeu la asemenea manifestări, nu toate, pentru că vom avea și paralimpice, va fi și un târg de suveniruri pe care persoanele cu dizabilități le fac și le vorbim de celor care vin din afară, va fi și lucrul acesta, pentru că avem persoane cu dizabilități talentate care pot oferi lucruri foarte frumoase, amintiri, suveniruri din România pentru cei care ne vizitează țara prima dată. De asemenea, vor fi și activități de impact în București, într-unul din parcurile din București. Vor fi câteva, adică un grup destul de mare de persoane cu dizabilități care vor transmite un mesaj celor cu celor valizi. Vor fi și seară de jocuri, tot felul de chestii de jocuri de interior, board games și multe altele. Bun, aș vrea să știu locațiile în care va avea loc acest congres, pentru că ai vorbit de mai multe locații, dacă bine înțeleg. Nu, în general congresul va fi 90% la Ring Grand Hotel, doar paralimpicile vor fi separat pe un teren de sport. Nu se poate spune unde va fi, ca poate sunt... Terenul nu este, nu putem spune încă unde va fi, când avem clarificată chestiunea unde să putem afirma, dar e vorba de Ring Grand Hotel, hotelul care este în zona Vitan, e bine cunoscut, care are facilități pentru asemenea evenimente. În sala cea mare, de 1000 de locuri, se va desfășura evenimentul. Și, bineînțeles, cei din afară care nu sunt din București se pot caza în niște condiții deosebite și financiare ca să poată participa la acest congres, adică costurile la un hotel sunt destul de mari, all inclusiv, cu toate mesele. Și partenerii noștri, fel sponsorii și noi, am găsit să acoperim și să sponsorizăm primele 100 de persoane care se înscrie, putem să mărim numărul acesta până la 150. Deci primele 150 de persoane, pot să zic, le-am putea subvenționa 100 de euro din costul total, astfel încât vor rămâne niște costuri care, să zic așa, mai sunt după buzunarul persoanei cu dizabilități, deși nu toți pot zice lucrul acesta, însă totuși e un eveniment internațional. Dar câte locuri sunt disponibile, dacă ai spus primele 100-150, cât... Da, noi am vorbit pentru peste 200 de locuri, 300, deci putem să avem și 300 de locuri. Pentru cei din afara București, bineînțeles, cei din București, poți, oricât de mulți, salariul 1000 de locuri. Am înțeles. Asta înseamnă că ne așteptăm și din străinătate, numai din România, când ai spus numărul ăsta. E congres internațional. Astfel n-ar fi fost. Bun. Ne poți da câteva nume de vorbitori? Pentru că oamenii cred că așteaptă și lucrul ăsta. Cine va veni? Din România, da. din afară, câteva nume și poate oamenii deja vor butona și vor afla cine este și înclinațiile persoanelor. Da. În domeniul acesta nu sunt personalități proeminente la nivel internațional, ci sunt la nivel național. Va fi vorbitorul principal un speaker motivațional din Statele Unite ale Americii, Patrick Johnson. El va fi vorbitorul principal care va aborda tema speranță dincolo de limite, Hope Beyond the Limits, și va vorbi pe tema aceasta. Va mai fi din Germania un alt vorbitor, Sebastian Tobler, tot și speaker motivațional. De asemenea, oameni care se ocupă în domeniul acesta de persoane cu dizabilități la nivel internațional, precum Larry Evans, și nu este un speaker.
și bineînțeles alte persoane, dar acestea sunt cele trei persoane care nu ne vom axa mult pe speech-uri. Acestea vor fi așa câte jumătate de oră maxim. Fiecare. Da, da, și nu, deci nu, scopul nu e acesta, ci scopul e ca persoana cu dizabilitate să iasă în față și din celelalte țări să spună povestea de viață, să și manifeste talentul, să susțină, vor fi puse persoane cu dizabilități din toată lumea, vor fi cooptate, care vor performa, să zic așa, pe scenă, vor susține un punct vocațional. De asemenea, avem și alți voluntari parteneri care vor veni cu surprize, vor veni cu tot felul de... Ne poți spune despre cine e vorba? Lăsăm mai în preajma atunci, deocamdată... Bun, spune de parteneriatele cu CNDR și ANPD, cu parteneriatele, pentru că oamenii deja știu de lucrul ăsta, au văzut pe Facebook, pe rețeaua asta de socializare și mă gândesc că ne poți spune ceva cu ce vor veni ei și vor ajuta la acest congres. Dar noi suntem membru al Consiliului Național pentru Persoane cu Dizabilități. Și fiind membru, e normal ca să păstrăm parteneriatul acesta cu CNDR-ul, care deja de astăzi ne ajută pe aspect de presă, pregătim comunicatele împreună cu doamna Tonci și, bineînțeles, și pe alte domenii unde deși au aplicare și specialitate. Ne sprijinim reciproc aici. Este partenerul nostru tradițional, să zic, în domeniul acesta. Bineînțeles, fiind un eveniment așa de important, nu poate să se desfășoare fără Autoritatea Națională pentru Persoane cu Dizabilități, ANPD. Și aici am avut o discuție chiar săptămâna aceasta cu domnul Chiotan, cu care am stabilit să facem un protocol pentru congres. Este doamna consilier Ionica Tarău, care se va implica și ca traducător, traducător pentru surdomuți în acest congres. Și de aici vor mai ieși niște colaborări și ne vor ajuta în anumite aspecte pentru desfășurarea congresului. Și bineînțeles, avem aproape și alte asociații, alte persoane care desfășoară activitate în domeniul acesta, în primul rând, care sunt pentru persoanele cu dizabilități aici ne-am orientat. Este revista împreună a vicepreședintelui Aurel Burcea, prin vicepreședintea Asociației Dizabilități și Umă. Este Fundația Linare a doamnei Bărzac, care a desfășurat programe pentru persoane cu dizabilități și lucruri deosebite a făcut și de la începutul existenței Asociației Ridicate și Umbl a fost de la înființare împreună cu noi și până în ziua de astăzi, fără întrerupere, susținând și contribuind la activitățile noastre. Sunt partenerii noștri obișnuiți, deci implicați. Pe parte de tehnic, bineînțeles, din media vor veni și Speranța TV, un alt partener obișnuit al asociației, și Radio Vocea Speranței, care prin doamna Dana Bordeanu face niște emisiuni extraordinare pentru persoane cu dizabilități. Nu e singur, dar o emisiune cu totul și cu totul specială, Marția. Și bineînțeles, toți oamenii de bine, voluntarii noștri, zecile de voluntari vom avea alături. Și sperăm să vină cât mai mulți oameni care doresc să facă ceva pentru persoane cu dizabilități și vor să scoată în evidență acest aspect, că în România persoana cu dizabilități este normală, chiar dacă este cea mai discriminată din către toate, trebuie să facem eforturi pentru a reda valoarea umană și de a avea acces la tot ce are acces un om obișnuit în țara aceasta, informații și mai departe. Ca și congres, nu va fi tehnic, adică nu va fi neapărat unul revendicativ, știi, acolo să vină să ne plângem în România, pățim asta, scriem petiții, nu ne rezolvă și lucrurile acestea, vrem rezolvarea asta, vrem drepturile acestea, vin și personalități, ele să răspundă la probleme, să vorbim din punct de vedere al legislației, adică aspectele acestea vor avea și ele locul lor, dar la undeva, la un minim.
ci scopul este a afirma partea pozitivă. Uneori nu trebuie doar să afirmi partea aceea care lipsește, trebuie să afirmi și partea pozitivă care nu lipsește pentru a crește. Că acesta este scopul. Lucian, din România nu ne-ai spus nimic. Avem o surpriză pentru că ne-ai spus din străinătate trei nume, dar din România nu ne-ai dezvăluit niciun nume. Da, din România, bineînțeles, vor fi invitați anumite persoane care au făcut ceva și au aplicare pentru domeniul persoanelor cu dizabilități din Parlamentul României. Ne-am bucurat să invităm și din alte zone. Deocamdată orientarea noastră este cam săracă, pentru că aceasta e o problemă, țărilor noastre. Însă avem niște oameni deosebiți care vor veni din partea unor autorități, din partea Parlamentului. Nu pot să dau acum nume, fiindcă... Știi că toată lumea se aștepta cine vine din România să ne vorbească, știi? A, ca vorbitor, te referi. Da. Vor fi persoane cu dizabilități din România. Da, de-aia că poate așteaptă un nume, două, trei, măcar să-i, oarecum să-i captezi. Vor fi oameni, vor fi, bineînțeles, președinții de asociații, vor avea fiecare o scurtă intervenție în ziua de sâmbătă, în a doua zi a congresului, vor avea câte o scurtă intervenție, dar așa va fi persoane cu dizabilități obișnuite din România care vor vorbi și vor avea intervenții. Deci, în general, congresul fiind internațional, urmărim ca să fie fețe noi, să fie oameni noi și să fie un lucru care să ne dea un impuls nou pentru România. De aceea nu vom vorbi noi, Asociația Ridică-te și umblă, ci vom lăsa pe invitații noștri să vorbească pentru creșterea noastră. Noi la Ridică-te și umblă facem tabere, facem acțiuni, intrăm prin presă, avem pe Facebook tot felul de activități, intervenții și așa mai departe. În general se știe despre ce facem, dar vrem să fie ceva cu totul și cu totul nou, adică să fie un plus pentru persoana care va participa la acest congres, în sensul să fie niște lucruri cu care nu se va mai întâlni niciodată. Cu noi se mai pot întâlni anual în tabără. Da, am înțeles. Dar aici sunt lucruri unice, adică sunt chestii cu care a doua oară în viață nu se mai întâlnește. Fie de Lucian, ideea e că acum am vrea să știu, uite, congresul ține de vineri până duminică, nu? Parcă așa știu, că da. 19-21. Vineri seara, duminică seara. Da, bun. Spune-ne cam cum e programul, cam când trebuie să vină oamenii, cam cum e aranjat, câteva lucruri, detalii despre program, dacă ne poți da câteva elemente, care să... La ce să se aștepte omul? Să nu zică, mamă, mă țin aia și mă obosesc sau, eu știu, care va fi oarecum structura lui? Vineri seara este marea deschidere a congresului. Acolo vom face cunoștință cu cei care sunt vorbitori, organizatorii, și vom face cunoștință persoanele cu dizabilități între noi. Cei care sunt din România, cei care sunt din peste 10 țări. Și, în primul rând, aici este ne cunoaștem, vom avea niște activități împreună. Nu va fi un timp nici prea lung, nici prea scurt, dar suficient ca să acoperim cele două aspecte. Întâi de deschidere și apoi de cunoaștere. Bineînțeles, vor fi presărate și cu alte surprize. Programul, sunt două zile pline de sâmbătă și de duminică. Programul începe undeva pe la ora 10 sâmbătă. Aici vor fi mesaje motivaționale în prima parte a zilei. Aici vor fi autoritățile care ne vor vizita și vor rămâne cu noi pe parcursul congresului și vor avea intervenții. Aici vor prezenta persoane cu dizabilități partea lor vocațională. Vor cânta, vor recita, cam aici, zona aceasta. După care, în partea de după amiază, un grup va merge și va face o acțiune de impact în București. Un grup de 20-30 de persoane
vor face ceva deosebit care să atragă atenția publicului bucureștean despre persoana cu dizabilități, care va transmite niște mesaje în specificul activităților pe care le-a făcut. Deci, repet, activitatea congresului este specific Asociației Ridică-te și Umblă. Nu este tehnică de rând juridic, de problemă generală a persoanei cu dizabilități, ci ține mai mult de formarea personală, de suflet, o componentă care nu este abordată. Uneori sufletul suferă mai mult decât trupul. Ok. Deci te referi că doar 20, vor fi mai multe astfel de activități în București sau doar un singur proiecție de genul ăsta? Una singură va fi. După această activitate și chiar în paralel vor fi povești de viață, experiențe, mărturii ale persoanelor cu dizabilități care au o experiență de viață deosebită. Vor fi și din România, vor fi și din afară. Nu din cauza spațiului și a traducerilor. Deci congresul se va desfășura în două limbi oficiale, română și engleză. Și bineînțeles, vor fi traducători care vor traduce în limbile țărilor participante și în limbajul mimico-gestual. La urmă vor fi și întrebări, răspuns, va fi și o sesiune de genul acesta. Apoi seara, va fi seara de entertainment, de jocuri, de la darts, șah, aruncarea la țintă, tot felul de jocuri specifice pentru persoanele cu dizabilități, barometrul interesului, puzzle, este puzzle, nu chiar oricare, și tot felul de jocuri din acestea de interior, de grupuri. De ce ne jucăm? Unii zic că statea problemei, de ce ne jucăm? Face parte din persoana umană și aspectul acesta ludic și fiindcă cunoști oameni deosebiți, îți nevoia să ai și o acțiune socială de joc pe felul acesta. Bun. Cam acesta e programul până aici. Duminică dimineață vor fi ateliere. Invitații noștri, Patrick Johnson, Sebastian Tobler, Corradu Coții, Elsa Coții, vor vorbi despre niște subiecte. Vor vorbi despre subiectul speranță dincolo de limite, viață dincolo de limite, familia cu dizabilități, familii care au persoane cu dizabilități. Vor fi și un subiect despre comportamentul sexual în situația persoanei cu dizabilități. De asemenea, vor fi și ateliere de pictură, de desen și de tot felul de lucruri pe care sunt handmade. De asemenea, în timpul acesta va fi și un târg într-unul din pavilioanele de lângă sala principală. Persoane cu dizabilități și cu care sunt înscriși participanți și pot prezenta lucrările și le pot vinde, bineînțeles. Și cam asta e dimineața. După amiaza sunt două lucruri. Cei din afară doresc să viziteze ceva din București, persoane cu dizabilități, și vor vizita, credem noi, Casa Poporului, dacă nu Muzeul Satului, vedem una din două. Celelalte, și bineînțeles se vor adăuga mai târziu și acestea, vor avea loc paralimpicele, Asociația Ridică-te și Umblă, cu tot felul de jocuri și surprize. Scopul lor e să se elimine barierele, să se integreze diferite persoane cu dizabilități, să fie părtășie, fraternizare, să se ajute, jocuri de echipă și să fie îmbunătățească capacitățile colective și individuale. Da. Și seara va fi programul de închidere, un program cu surprize, va fi Parada Națiunilor, fiecare delegație va avea un steag și va avea o scurtă prezentare. România va pregăti ceva de impact, ceva care să îi lase pe celălalt cu un gustul de wow la final. După care se închide congresul duminică seara și luni vor fi, practic, e o zi în care oamenii, nu mai e niciun eveniment, oamenii vor merge la aeroport și în alte direcții și așa mai departe și noi vom conduce. Cam asta e programul, așa, în linii mari.
Pentru că vorbeam, mi se pusese întrebarea de cum putem participa, care sunt condițiile. Acum le putem oarecum afla așa despre ce e vorba, după ce am aflat ce înseamnă congresul în sine. Da. Primul lucru este telefonul. Dăm un telefon la Florin Dobromir, care este coordonatorul, managerul asociației, coordonatorul de activități și programe pe București, dar și la nivel național. Am să zic numărul lui de telefon. Este 0725-019-961. Deci, repet, 0725-019-961. Această informație se poate găsi pe pagina de Facebook a asociației. De asemenea, avem o adresă de e-mail, adresa mea, unde reușesc să mai răspund persoanelor care mă abordează. Este afișat aldaluciana@yahoo.com. Dar și în privat. Da, deci oferi și informații în scris pentru cei care consider că așa se exprimă mai bine. Deci luăm informațiile de la acest număr, toate informațiile, fiindcă se face o fișă de înscriere pe care managerul Florin Dobromir o va completa. Și fiecare va fi îndrumat către următorii pași. Înscrierea se va considera finalizată în momentul în care se achită în contul asociației acea sumă de rest pentru taxa de hotel, all inclusiv. Pentru că astfel nu putem decât să primim ca donație, va fi donație, însă noi cu ele vom plăti hotelul respectiv. Costul minim e 290 de lei all inclusiv. În costul acesta este pentru un cameră cu 3-4, deci vor sta 3 persoane în acea cameră. Sunt unele persoane, familiile, care vor să stea două și au cerut cameră dublă, așa cum ai făcut și tu, Mircea. Și costul atunci este cât ai plătit? 360 de lei de persoană, adică 720 pentru două persoane. Da, trebuie să le explicăm și pentru cei care vor să plătească în euro. De 60 de euro în euro, da, 290 de lei în lei, da, 75 de euro pentru camera dublă, da, și 360 în lei, 360 de lei. Da, în euro nu avem disponibil contul. Deci rămâne în lei. Eu și poate un străin urmărește emisiunea asta și îi traduce cineva, eu știu. Da. Da. Că, apropo, străinii cum depun banii? Pentru că, uite, poate cineva urmărește emisiunea asta și îi traduce cineva, că da, se întâmplă. Se pot, cei care urmăresc se pot adresa asociației noastre, cei din afară au alt sistem de înscriere, care este online, e la asociațiile lor activat, e mers pe altă filieră, pe filiera partenerilor noștri externi din Elveția, deci pe partea aceea merg ei. Ei vor achita suma integrală de 160 de euro, respectiv 175 de euro, plus avionul, deci vor fi costurile la nivelul lor, costurile reale. În România am reușit să avem această subvenție pentru fiecare participant de 100 de euro. Da, de-aia te întrebam, pentru că emisiunea noastră poate ajunge peste hotare și atunci poate avem români peste hotare și... Românii se pot adresa direct asociației noastre pentru români. Da, de-aia te întreb, pentru că trebuie fixate și să știe la unde să se adreseze și dacă sunt străini. Dom'le, uite, asociațiile respective din țările respective sunt disponibile dacă vreți să veniți. De asta te întreb. Da. Aici mai, da, se pot adresa nou. Aici mai e un aspect foarte important. Sunt oameni care zice, bun, eu am pe cineva în București, eu vreau să particip, dar nu vreau să mă cazez acolo, nu vreau să mănânc acolo. Cum să fac? Și atunci, mi-a zis, este ok. La intrare va fi un checkpoint unde se vor da ecusoane și fiecare persoană înscrisă va avea parte de un ecuson pe baza care va intra. Și acest ecuson costă 50 de lei pe zi.
Deci 2 zile practic sunt, vineri inclus la sâmbătă și duminică, și practic sunt 100 de lei cele 2 zile, 50 de lei pe zi este partea de participare, unde se includ anumite materiale care vor fi primite, vom pregăti anumite efecte și anumite chestii, sunt taxe de organizare și e normal să fie o taxă și pentru cei care sunt din București sau din împrejurim, care stau în altă parte și vor să participe la acest congres. Taxa asta este separată de ceea care o plătesc oamenii când se înscriu pentru hotel? Deci cei care stau la hotel, e clar că stau la hotel, cei care stau în altă parte, asta e taxa de participare. Da, ideea e că dacă cei care sunt în hotel, da, și-au plătit suma asta, trebuie să o plătească și pe cealaltă cash, nu? Sau cum? Nu. Asta deci, e... automat, cei care sunt în hotel, e deja, fiind acolo, participă. Taxa aceasta e doar pentru cei care vor să vină din altă parte, da. Da, te întreb pentru că oamenii mă pot întreba și pe tine și pe mine... Păi suma asta de înscriere este peste ce dăm la hotel și de asta te-am întrebat. Cei care sunt deja la hotel au considerat că plătesc o sumă destul de mare pentru veniturile lor și deja este subvenția 200 de euro. Congresurile sunt mai mari, întotdeauna sunt mai mari. Însă am zis că e nevoie, ținând congres internațional, e nevoie să... punem și o astfel de condiție. Domnule, un congres internațional, adică trebuie să ne așteptăm să fie ceva un cost. Și am ales așa un cost care să nu fie, oricum, ce va fi acolo, va fi peste orice fond, peste orice bani. Da. Da, pentru că ai văzut, au apărut vociferări și am tot răspuns la lucrurile astea că sumele sunt mari și că ce facem noi? Cred că... E un congres internațional, adică dacă... Ce pot să zic? Mai mult... Da, am înțeles ideea ta, dar ai văzut că au fost destul de... Nu, n-am văzut, nu știu. Dar știi foarte bine că ai răspuns și tu. La începutul, când am început să promovăm acest congres, au apărut oameni care au spus: domnule, foarte mult, extraordinar de mult pentru... Dar trebuie să le specificăm că hotelul este de 4 stele. Nu da. Este de 2 stele, de o stea da. Sau de 3. E de 4 da, și e cunoscut. Da. Acum, dacă ne uităm pe ce cheltuim banii, de multe ori pot să mă și eu la lista mea de cumpărături și zic asta și putut renunța și să plătesc banii aceștia la congres. Adică sunt, dăm banii pe niște lucruri care chiar nu sunt cu 50 de lei, e niște lucruri care nu se ridică la valoarea congresului. Da, chiar sub valoarea aceasta. Sunt, depinde de opțiunile fiecăruia și de prioritățile fiecăruia. Noi facem și servicii sociale și e un cost cât se poate de decent pentru un asemenea eveniment. Adică ne-am gândit că noi puteam să ziceam să fie gratis pentru toată lumea, dar totuși nu poți la un asemenea eveniment să nu ai o departajare, o chestie de ca să intri acolo, adică nu e chiar fără niciun efort din partea persoanei cu dizabilități, fiindcă nu-i apreciat. Ce e gratis nu-i apreciat. Bun. Asta e spune-mi care este ținta acestui congres. Scopul scopul este mai mare. E o țintă față de societate. Se va crea un impact prin acțiunile noastre în presă. Nu vom face urma reclama vreunei asociații, vreunei autorități, vreunei persoane. De-aia nici asociația Ridică Te și Umblă nu va fi în față pe scenă. Acolo va fi altcineva pe scenă, persoanele cu dizabilități și cei care vin din afară, persoanele noi. Nu se va veni Ridică Te și Umblă așa, decât foarte vag, foarte rar, la anunțuri, în trecere. Deci scopul e persoana cu dizabilități să fie adusă în față și pentru a avea un impact în societate. Scopul pentru persoana, aici e cel mai important scop, participantul, să primească motivare și să fie inspirat să trăiască mai departe, așa cum are dizabilitatea,
și să reușească să o ducă cu demnitate și cu putere. E partea ființei umane care trebuie scoasă în evidență și trebuie încurajate să continue și să-și vadă scopul vieții, rolul lor, fiindcă persoana cu disabilități are un rol foarte important în societate, dar pe care de multe ori persoana aceasta nu îl conștientizează sau nu îl înțelege sau nu îl acceptă. Pentru că aceste persoane au un impact deosebit când vin în fața unui om valid și zic, uite, cum mă descurc eu, tu care ești așa, de ce te plângi? Lucian. Da, de ce ești nemulțumit? Da, corect. Acesta este un alt scop. Scopul este să aducem persoane cu disabilități din toată lumea, împreună, și să facă și schimb de experiență. Corect. Scopul este pentru persoana cu dizabilități în primul rând și apoi pentru societate, ca să fie văzută și pentru celelalte aspecte. Sunt scopuri multiple, dar în primul rând vrem să avem un centru persoană cu dizabilități. De aceea nu avem noi prea multe dezbateri tehnice, nu punem accentul prea mult pe chestiile de legislație, care sunt chestiile la nivel național, adică nu sunt de interes pentru cei din... E ca și specificul și motoul asociației, ridică-te și umblă, cam asta încercăm să facem la acest congres. Da. E pe specificul asociației noastre, adică noi suntem pe zona aceasta, pe latura pe care nimeni nu abordează dintre toate asociațiile și noi colaborăm cu celelalte asociații ca să luptăm pentru drepturile persoanei cu dizabilități și în felul acesta. Și noi vrem să luptăm mai mult decât pentru drepturi, ci pentru statutul de demnitate umană. Da, că persoana cu dizabilitate este o persoană normală și cu multiple abilități. Vreau să te întreb un lucru care s-ar putea să se nască în mintea multora. Ce fac și cum ajung la hotelul Ringram Hotel? Dacă sunt o persoană cu dizabilitate, sunt în gară sau în autogară, vreau să ajung acolo. Asociația Ridică-te și umblă oferă vreun sprijin în sensul ăsta ca și în alte activități? Da. Cei care la înscriere se întreabă lucrul acesta, dacă în funcție de dizabilitate este nevoie de transport și se va rezolva dinainte, nu în ziua respectivă, în vineri sau sâmbătă, lucrul acesta, ci la înscriere se găsește o soluție pentru aspectul acesta. Acum, în principal, vor fi la dispoziția celor care vin din străinătate. În al doilea rând, vom căuta soluții și pentru cei care sunt din București și din țară, care vin la gară. Cei care se descurcă singuri vor fi încurajați să facă lucrul acesta pentru a ajuta persoanele care nu se descurcă sau se descurcă mai greu. Există un autobuz care trece pe acolo, unul sau două autobuze, e o stație de metro Sudului și de acolo se ia un autobuz până la hotelul acesta, adică sunt și aspecte pentru cei care se descurcă. Noi preluăm doar pe aceia care n-au altfel cum să ajungă. Acum ne bucurăm, fiindcă am văzut că primăria municipiului București oferă un serviciu de taxi social pentru persoane cu dizabilități, care sunt adulte, care nu lucrează, care nu au pensie, care sunt doar de pe raza municipiului București și sperăm să se apeleze și la acest serviciu, deși multe din persoane cu dizabilități nu au o pensie și nu se încadrează în Lucian, găsesc și pe pagina asociației, pentru că eu am preluat acea informație și este acolo. Pot lua numărul și de la centru de mobilitate, da. Ridică-te și umblă, dar și de acolo. Și mai este și acel taxi gratuit în București, caută de tot pe Facebook. Deci sunt trei variante la care pot apela dacă sunt atâți oameni mulți, pentru că, să fim sinceri, la 200 de oameni nu prea poți să faci, sau 300, față să-i aduci pe toți în aceeași zi. De aceea îi așteptăm pe dragii noștri și pe cei care se ocupă de lucrul ăsta să fie atenți la nevoia acestor persoane. Deci noi ne vom ocupa doar de cei care nu se pot descurca singuri, în primul rând, și cei care încurajăm pe cei care în mod obișnuit circulă
să folosească mijloacele de transport pentru a ajunge la acest hotel. Din sudul Bucureștiului, de la Gara de Nord în partea de sud a Bucureștiului. Da, deci există posibilități mișloace pentru toți, numai că trebuie dinainte anunțate, dinainte organizate, fiindcă ce în ultimul clipă e posibil. Bun, ai vorbit de timp, ai tot vorbit de clipă, de lucruri de astea. Până când este valabilă înscrierea? Pentru că toți se întreabă, mai am timp să mă înscriu? Îmi place, îmi doresc, dar cât timp mai am la dispoziție? Am trecut 20 septembrie, data limita înscrierilor, e data limita înscrierilor internațională. După data aceasta se vor trage linie și vom adapta congresul în funcție de numărul de persoane înscrise. Acum poate o să discutăm dacă există o posibilitate de prelungire, dacă mai sunt locuri, dacă vor mai fi locuri libere, bineînțeles, dar pentru România există o flexibilitate mai mare fiindcă noi suntem deja aici. Pentru cei din afară, ei își cumpără bilete de avion din timp, trebuie să-și rezolve cu mai multe probleme din timp și la ei trebuie să fie o dată mai devreme. Vom vedea la momentul respectiv dacă vom prelungi în funcție de locurile rămase. Acum noi suntem în toiul înscrierilor și bineînțeles există destul de mare interes pentru acest eveniment și dorim să fim acolo cât mai multe persoane cu dizabilități care își doresc lucrul acesta. Pentru că toate informațiile astea mă gândesc că nu sunt doar atâta, mă gândesc că mai ai și alte vești care vom veni pe parcurs și pe pagina de Facebook, ei să ne urmărească. Pentru că vor mai apărea și alte noutăți pe care încă sunt în lucru, ca să spunem așa. Da, da. Și vom mai veni cu informații așa când și când, cu cine sunt speakerii, cine, ce activități se vor face, cine vrea să se înscrie la târgul de suveniruri ca să vândă, dar cu tot felul de chestii de genul acesta vom mai veni ca să să ne pregătim. Deci pregătirea să nu fie doar a noastră, să fie și a persoanei cu dizabilități, fiindcă va veni să facă și ceva. Adică nu vine doar să stea și să privească la alții ce fac, ci chiar să implice. Nu e un congres pentru spectatori. Cei care vor fi acolo sunt invitați să ia parte la ceea ce se întâmplă. Va fi multă interactivitate. Asta lipsește în general la congres. În general oamenii vin spectatori și mănâncă fursecul și pleacă acasă. Aici, da, știi, sau mulți se vor gândi că vor fi buni consumatori, știi? Vor fi programe de consumație multă, și la propriu și la figurat, și atât. Și nu vor produce nimic. Cineva vrea, mergea, cineva vrea să fie doar așa, nu îi putem opri, dar programul e gândit, antrenat și interactiv. Păi asta vreau să scot în evidență, că să-mi spui că e antrenant, că nu te poate ține în scaun sau în fotoliu. Trebuie să te muți dintr-un loc în altul și să pui mâna pe roți și să dai înainte pentru cei în scaun rulant, iar pentru cei nevăzători să se ridice de pe scaun. Sau... Apropo de lucrul ăsta, vreau să te întreb cui este dedicată acest congres, pentru că e important. Căror persoane cu dizabilități a fost organizat? Pot participa. Da. Și a fost deci, organizat, nu? Că pentru anumite timpuri. Deci toate persoanele cu dizabilități, că sunt persoane cu dizabilități locomotorii, de un fel sau altul, că sunt nevăzători, de un fel sau altul, că sunt persoane surdomute și chiar și celelalte dizabilități, bineînțeles cu nici amendamente, dar în general, fără discriminare, toate persoanele cu dizabilități. Da, pentru că știi de ce? Pentru că la un moment dat zice, păi știi, tu nu faci parte din categoria asta și de asta am vrut să întreb cui este dedicat. Pentru că poate și alte persoane, în afară de nevăzători, locomotori sau hipoacuzici, își doresc să vină și de asta am întrebat cine poate deci participa. Toate persoanele cu dizabilități, toate. Da.
Bun, mulțumesc frumos pentru că ai acceptat de a veni să discutăm despre congres și mai așteptăm întrebările voastre, dragii mei, aici, pe materialul acesta, dar și pe pagina asociației în privat, da, la Asociația Ridică de Umblă, și pe aldealuciana@yahoo.com, unde puteți să-i puneți întrebări și să primiți răspunsurile necesare. Și la Florin Dobromir la 0725019961, mai repet încă o dată, 0725019961, unde vă puteți și înscrie și să primiți și alte detalii. Și nu uitați, găsiți acolo și contul bancar pe pagina Asociației Ridică de Umblă, unde să depuneți bănuții la banca BCR. Bun, cam astea fiind zise, cam aici ne oprim, mai aflăm pe parcurs alte vești, o să mai apară și alte intervenții cu siguranță și alte materiale, dragii mei, cu informații la zi de tot ce se întâmplă când avem lucruri noi. Mulțumim încă o dată, Lucian, președintele Asociației Ridică de Umblă, a fost alături de noi, dragi prieteni. Mulțumesc, Mircea, și salutare la toți cei care ne-au urmărit. Și nu în final, de a-i saluta, trebuie să le lași un mesaj de a veni la congres tuturor persoanelor cu dizabilități. Cred că mesajul l-a lăsat deja până acum. Da, știi tu, cei care să-l provoace, da, știi? Da, da. Deci cu lucrul acesta nu ne-am întâlnit niciodată în viață. Cu tipul acesta de program e ceva absolut nou. Ar fi minunat să fim cât mai mulți care sunt din sfera Asociației Ridicăte și Umblă la acest eveniment, care va fi de mare impact în societate și în rândul persoanelor cu dizabilități. Aici ne adunăm toți cei care simțim ceva pentru domeniul acesta, și voluntari și persoane cu dizabilități mai ales, și căutăm să avem satisfacții sufletești, arătând că persoana cu dizabilități practic nu e lipsită de valoare, are alte abilități care compensează anumite lipsuri. Ne dorim să fim la acest congres persoane care dorim să creștem, dorim să cunoaștem mai bine și alte persoane din lume, din partea de exterior a țării, dorim să ascultăm niște mesaje extraordinare și să fim interactivi, să participăm împreună, să construim un eveniment frumos care să rămână cu ceva după aceea și cu amintire frumoasă, dar cu un impact deosebit în viețile fiecăruia. Cel mai mare câștig e în viața persoanei cu dizabilități când apare un plus, apare un motiv nou pentru a trăi, apare un scop nou al vieții, apare poate o persoană nouă, nu exclude nici lucrul acesta, prietenii noi cu siguranță apar, și ceva se schimbă în viața aceasta în bine și noi zicem de că mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne-a dat această idee și ocazie, oportunitate să fim împreună cu toți acolo, să fraternizăm pentru cauza aceasta a persoanei cu dizabilități. Mulțumesc! Nu uitați, dragii mei, să căutați speranța și să treceți dincolo de limite. Seară frumoasă! Rămâneți obiectivi într-o lume subiectivă. Noapte bună!